Astăzi, în duminica 25-a după Rusalia Samarineanului Milostiv, prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură, prefericirea sa a prezentat cele trei mari adevăruri dumnezeiești ale Evangheliei de astăzi. În primul rând, pilda Samarineanului Milostiv este o tâlcuire a tainei mântuirii lumii în Iisus Hristos, pentru că El este simbolizat prin Samarineanul Milostiv, dar și o lumină pentru lucrarea filantropică a Bisericii și a fiecărui creștin în parte. În al doilea rând, vindecarea rănilor celui căzut între tâlhari simbolizează vindecarea de rănile păcatelor prin botez și prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. În al treilea rând, casa de oaspeți despre care vorbește Evanghelia de astăzi este casa în care se vindecă cei răniți de multe păcate și patimi rele, și anume casa aceasta de oaspeți în care se primește vindecarea sufletului și a trupului, este biserica. Părintele Patriarh a explicat ce reprezintă omul căzut între tâlhari din Evanghelia zilei. Reprezintă umanitatea decăzută, care din cauza păcatului neascultării protopărinților Adam și Eva a primit o mulțime de răni în suflet și în trup din partea vrăjmașilor demoni. De aceea, drumul acesta de coborâre de la Ierusalim la Ierihon înseamnă degradarea umanității prin înstrăinarea de Dumnezeu și prin faptul că plata sau consecința păcatului este moartea. Întâi stătătorul bisericii noastre a arătat ce simbolizează casa de oaspeți. Unde lemnul și vinul care sunt folosite pentru vindecarea celui rănit de tâlhar sunt botezul, Sfântul și Marele Mir de la botez și Sfânta Euharistie, vinul care prefigura sângele și trupul Mântuitorului Iisus Hristos de Sfânta Euharistie. Casa de oaspeți este biserica. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ai păcătuit odată, de două ori, de trei, de zece, de o mie de ori, vino și te pocăiește în biserică, căci și cere iertare, pentru că biserica este spital, nu este tribunal, este un spital de vindecare. Și deci aici vedem că biserica este prezentată ca locul vindecării de boala păcatului sau de rănile pricinuite de păcate și patim. Așa cum în mod deosebit se vede aceasta prin taina Sfântului Maslu, care este în mod deosebit taina ungerii bolnavilor pentru vindecare, dar și spovedania și împărtășania se folosesc pentru iertarea păcatelor și pentru vindecarea sufletului și a trupului. De asemenea, prefericirea sa a prezentat modul în care biserica s-a inspirat din această parabolă. A construit case pentru bolnavi sau unități medicale, până la farmacii și spitale moderne. Biserica a numit chiar unele spitale Bunul Samarinean și a dezvoltat de asemenea așezăminte filantropice sau caritabile pentru bătrâni, pentru orfani, pentru călători, cantine pentru săraci și multe alte forme de asistență socială, am spune astăzi, adică de filantropie creștină. Și de aceea, opera de caritate sau filantropică a bisericii se naște din Evanghelie și se susține prin liturghie, încât cele două nu trebuie despărțite. Patriarhul României a vorbit și despre Sfântul Ioan Gură de Aur pomenit astăzi. El, la un moment dat, vorbește despre taina lui Hristos, prezent în Sfânta Euharistie, în potirul de pe masa Sfântului Altar, dar și despre taina lui Hristos aflat în fratele nostru bolnav sau sărac sau suferind.
Și zice, adesea noi cinstim pe Hristos prin potire de aur și prin veșminte scumpe. Dar trecem indiferenți pe lângă Hristos, care este bolnav, sărac și singur. Zice, nu trebuie să despărțim taina lui Hristos din altar, de taina lui Hristos prezent în omul sărac, bolnav, flămând, însetat și uitat sau abandonat. Prin aceasta el aduce aminte de Evanghelia judecății din urmă, când Hristos va judeca pe oameni după ultimul criteriu și cel mai important, și anume cât bine a făcut omul în viața lui, semenilor săi aflați în dificultate. Și deci spune că cei care au fost milostivi se vor bucura împreună cu Dumnezeu cel milostiv și cu Sfinții Lui. Iar cei care au fost nemilostivi, indiferenți și egoiști, aceia nu se vor bucura, ci vor rămâne în singurătate și izolare. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur aici ne arată că nu-i suficient să fim evlavioși, ci trebuie să fim și darnici sau milostivi. După cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos zicând, fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel din ceruri, milostiv este. Deci această Evanghelie este Evanghelia milostivirii, a vindecării și a mântuirii. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur a fost numit ambasadorul sau avocatul săracilor. El, odată când mergea la biserică, voia să vorbească despre un subiect teologic, dar a văzut că la marginea orașului, pe cenușă, care încă mai era caldă, stătea o mulțime de oameni săraci și flămânzi. Și atunci a schimbat subiectul predicii și a vorbit despre Hristos cel prezent în potir, dar și despre Hristos cel prezent în semenii care suferă, care se află uitați, abandonați, săraci, dezbrăcați și flămânzi. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care îl pomenim tocmai astăzi, ambasadorul săracilor sau avocatul săracilor, a fost un mare păstor de suflete. La finalul cuvântului, prefericirea sa s-a rugat Sfântului Ioan Gură de Aur și tuturor sfinților să ne ajute să împlinim cuvintele Mântuitorului Hristos, care sunt un îndemn la milostenie. Mergi și fă și tu asemenea.